Aș începe cu o întrebare. Voi mai stați de vorbă cu prietenul vostru imaginar? Bineînțeles. Tu stai, mă, de vorbă cu prietenul tău imaginar? Eu n-am avut niciodată. Și mi-a zis așa. Bă, Dănuț, ia tu sabie, paloș, ce vrei tu și du-te la Castelul Comediei, că e mare belea acolo. S-a instaurat matriarhatul. După cum cunoașteți, trei frumuseți au câștigat acest concurs rând pe rând. Patru frumuseți, da? Deci te rog frumos. Și atunci am zis, hai tată, la luptă. Eu vă spun doar un singur lucru, că este foarte greu. Sunt frumoase, sunt inteligente și sunt multe, și statistic sunt multe. Și vă spune un bărbat care este născut, crescut printre femei. Surori, mătuși, verișoare. Trei soacre și trei neveste până la ora asta. 11 ani, singurul băiat între 30 de femei zi de zi. Am lucrat la o bancă. Credeți că m-au răsfățat? Nu! M-au folosit și m-au luat de jos. Eu am fost primul curier tampon de după 90. Păi la câte am cumpărat? Știți cum au poreclit în birou? Suleiman tamponul. Îmi spuneau așa. Mie să-mi iei o bec cu trei picături. Alta spunea, mie să-mi iei cu cinci.